Tot mai multe localități din raionul Căușeni implementează politici de protecție a mediului. Locuitorii din două sectoare ale satului Sălcuța, raionul Căușeni, vor colecta gunoiul menajer în pubele moderne, încăpătoare și cu un aspect estetic. Datorită unor inițiative lansate de primăria localității, oamenii au beneficiat de recipiente pentru gunoi, dar au fost și instruiți cum să selecteze separat deșeurile pentru a nu dăuna mediului înconjurător. Gunoi! Corectăm tot aici. N-a să împrește vântul. Depinde. Dacă sărbători mai multe, mai mult gunoi. Cum am fost sărbătorile astea, s-au grămăzit mai mult. Și eu, iară. Da. Până nu de mult, locuitorii satului Sălcuța din raionul Căușeni adunau gunoiul menajer de pe lângă case, încăldări, saci sau alte recipiente pe care le aveau la îndemână. Acum însă, grație unei inițiative locale inițiate de primărie, sătenii au în curte pubele, iar gunoiul nu mai este dus de vânt prin mahalale. Punem toate resturile care din casă. Până acum, ce se Până acum le grămădeam, le puneam în sac, așa era. Le mai duceam cu tractorul la unde se duce la groapa menajer, da? Cu... Mătușa Liuba spune că va avea mare grijă de pubela din curte. La cei 68 de ani ai săi spune că n-a mai avut așa găleată mare pentru gunoi și este foarte bucuroasă că sacoșele sau hârtiile aruncate nu vor mai fi luate de vânt, căci pubela are și capac. E comod! Și-o dai și așa e comod, și bă! Asta-l pun așa după poarta, spun restul din casă și lasă vii tractorul după poartă și... De pubele pentru depozitarea gunoiului vor beneficia în total 150 de familii din Sălcuța. Cam tot atâtea au mai beneficiat anterior de astfel de recipiente din plastic. Cu un volum de 140 de litri fiecare, ele au fost achiziționate de autoritățile locale cu scopul de a curăți satul de tot felul de deșeuri. Păchină și bă, cum e ușor să iei dintre zile. Frateți, și-am dus de mai multe jumate zduse. Acum o leacă să fie mai ușor. Mai ușor să ne fie. O să scăpați de gunoi. Așa, așa s-o cutim, că să nu fie prăștiit, să găile, câine, să nu îl împrăștie, să-l punem să stai grămadă. Până acum cu gunoi noi mai mult ne chinuiem, nu știu cum așa e, în sas și aia, dar acum noi s-o cutim că e tare reușit. Suntem tare bucuroși că avem așa primat și când odată ne ia ca tombiroanele este așa, spunem gunoiul, punem sac, sunt sac special. Ascumpărăm și spunem, astreacă tractorul, nu să ascultăm noi. Dar ori în care capăt a satului tractorul și pipii, că eu stau să... Câteodată nu s-a acasă, ia acasă, îi pun lanțujel la poartă, am să-l încui. Și am spun sac și am spui deșeuri, am spun toate deșeurile în el și am spus și tare comod. Primarul satului precizează că proiectul are o valoare totală de peste 70.000 de lei, iar din acești bani au fost procurate și instalate 150 de coșuri de gunoi în gospodăriile oamenilor. Inițiativa a început încă în 2019, când o parte dintre săteni au beneficiat de astfel de pubele, iar în 2020 a fost fondată întreprinderea de salubritate și procurat un tractor nou. Respective, primele tombiroane au fost de 120 de litri. Astăzi, acum, vom împărți, acum vom distribui la populație încă 150 de bucăți care au volumul de 140 de litri, o leacă mai mărișoare. Și avem un rând, adică noi am pus problema care dorește să se înscrie în rând să primească tomberon. Avem un rând de acum peste 300 de cetățeni care s-au înscris și acum, iarăși când le-au văzut în fața primăriei, iar oamenii vin și doresc să se să vadă tomberoanele ca să aibă și ei posibilitatea să-i iei. Când nimeni mai întreabă, e cu bani sau fără bani, noi le spunem că totul acesta este gratis, numai voi sunteți datori să colectați deșeurile și să le transportați sau să le dați în ziua când vine tractorul să colecteze deșeurile de la populație. Aici vreau să menționez care este aportul sau care este nemijlocit, care este funcția tractorului de solubilizare. Adică v-am spus că noi în 2018 am cumpărat tractor Foton, un tractor așa micuț și o remorcă pentru a transporta deșeurile colectate de la populație. Astăzi, tractorul respectiv și toată remorcă este dat întreprinderii municipale Sălcuța Sat Curat, fondată în 2020. Noi am lichidat o întreprindere AP Canal Sălcuța,
care s-au refuzat să iei gestionarea deșeurilor și am fondat altă întreprindere, Sălcuța Sat Curat. Și iată, prin intermediul acestei întreprinderi, se colectează și transportă gunoi la gunoiul centrală. În fiecare gospodărie, tractorul vine o dată în două săptămâni. Adică, zi la zi, tractorul este în mișcare. Este grafic special, pe câte străzi, el are grafic respectiv și se duce în fiecare stradă și colectează o dată în două săptămâni deșeurile menajere. Ca localitatea să fie mai curată, mai solubrizată și să ajungă la fiecare, la conștiința fiecăruia, că acest lucru trebuie numai decât capitalizat, numai decât centralizat. Sătenii spun că doresc un sat mai curat și cu timpul sunt gata chiar să sorteze deșeurile. Ne-am dorit urne colorate deoarece dorim ca deșeurile menajere să fie selectat, separate, dar e ok, deodată e ok asta. La moment nu avem una, dar spunem mulțumesc pentru aceasta, credem că este un început bun. Aici spune lucruri care să nu se măscărească tomberonul, să poată lucra și băieții să nu se măscărească, să nu punem greu ca ei să râdi și greutăți. Suntem mulțumesc de tomberoane. Un lucru foarte bun a făcut. Deșeurile să nu fie aruncate în dreapta, în stânga, e un lucru foarte bun, tractorul a fost pus pentru satul Sălcuța, e un lucru foarte minunat, ajută și la zăpadă când este necesar și gunoiul este dus la timp. Nu ca anii precedenți când era numai deșeuri unii vreți, unii chiar mai ales în centru, inima satului. Satul Sălcuța din raionul Căușeni are în jur de 4.500 de oameni.